Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Câțu, la fel și secretarul de stat Andreea Moldovan. Am văzut că președintele Klaus Iohannis a semnat în urmă cu puțin timp și ordinul de revocare. Cum vedeți dumneavoastră toată această situație? Să le spunem celor care ne urmăresc că am pregătit această întâlnire de o săptămână, deci că suntem luați pur și simplu prin surprindere, dar ce bucurie să putem comenta o știre proaspătă atât de complexă. Pentru sigur, că tema întâlnirii nu era asta, dar s-a nimerit. Până la urmă ar fi trebuit să discutăm despre criza din coaliție, indiscutabil, numai că ea a atins acum un moment de apogeu și după desfășurările de ieri, marți, era imposibil pentru primul ministru Câțu să mai accepte un asemenea ministru și am să vă explic de ce. S-au făcut o mulțime de concesii, crizele au fost succesive, nu puteau să fie imputate direct ministrului, dar țineau de responsabilitatea generală a ministerului. Fiecare dintre crizele ultime, să luăm din ultimele zile, și criza de la Făișorul de Foc și cea de la Spitalul Babeș, erau legate mai degrabă de administrația locală sau de DSU, dar ministrul este cel care coordonează politicile de sănătate la nivel național. Deci există o responsabilitate politică, nu una administrativă, și o deosebit. Însă de data asta a fost o eroare administrativă gravă, care indică și o anumită stare de lucru în interiorul guvernului, respectiv faptul că s-a publicat un ordin al secretarului de stat, dar care trebuia să fie aprobat pe linie ierarhică și a avut doar o aprobare consultativă a Comitetului Științific și doar atât, a făcut ca însăși autoritatea primului ministru să fie pusă în joc. Pentru că primul ministru este cel care coordonează acest Consiliu Special pentru pandemie. Și nici dumnealui, nici vicepreședintele Raed Arafat nu au fost înștiințați. Deci nu cred că a fost o simplă eroare administrativă și dacă a fost o eroare administrativă, a fost o eroare gravă. Pentru că, deși par lucruri mai degrabă marginale, birocratice, vorbesc despre autoritate. Ori în politică, în momentul în care autoritatea celui care conduce este afectată, acela nu mai are pur și simplu autoritate. Deci, pe de altă parte, e adevărat că în interiorul USR este o mare nervozitate, dar primul ministru, constatând că situația nu mai poate fi ținută, s-a consultat cu viceprim-ministru Dan Barna și n-a luat decizia fără consultare. Eu nu înțeleg prin dar asta Cian că Dar Cian Cioloș spune într-o postare pe pagina sa de Facebook că nu au fost consultați. Conducerea. Dar de cine e reprezentat USR-ul în guvern dacă nu de prim vicepreședintele, de copreședintele partidului și prin viceprim-ministru Dan Barna. Deci, din punct de vedere formal, nu era loc pentru o discuție în coaliție. Efectiv, nu mai era loc. Situația deja devenise foarte complicată. Sunt absolut convins că din momentul în care doamna Moldovan a anunțat acest ordin, care însemna, de fapt, o schimbare radicală a modului în care se stabileau criteriile pentru carantinare, o mulțime de aleși locali, președinți de consilii județene, președinți de municipii, poate și alții, care au influența lor politică, au făcut presiuni. Dar aceste presiuni n-au venit în gol. Ele au venit după un șir de accidente. Să nu uităm că a fost mai întâi incendiul de la Balș. Sigur, nu sunt imputabile ministrului, dar ele se întâmplă în mandatul său. Balș, Făișor, din nou Balș, toate lucrurile astea într-o unitate de timp scurtă, iar ultimele în doar câteva zile. Sigur că a fost un atac mediatic permanent, dar în politică, plătești evident, nu, că dincolo de faptul că plătești cu funcția, nu ești acolo într-o situație confortabilă. De la început, nominalizarea domnului Voiculescu și apoi acceptarea sa ca ministru era complicat. Pentru că este un ministru pentru perioade normale, ori acum este o criză. Spre exemplu, acum avem o situație, avem o criză în interiorul crizei și când incendiu trebuie stins, nu te gândești la cum vei reconstrui casa, stingi incendiu, salvezi ce se mai poate salva. Asta este situația acum și s-a ajuns într-un moment în care tensiunile din cele două partide principale de guvernare, plus tensiunile dintre ele,
complică foarte mult lucrurile. Pe de o parte, în PNL, unde există o competiție pentru putere internă în vederea Congresului, slăbirea primului ministru Câțui ar fi făcut aproape imposibilă candidatura sa la președinția partidului. Pe de altă parte, în USR este de asemenea congres și știm că e o competiție între Dan Barna și Dacian Cioloș și este evident că atât adversarii din interiorul USR al lui Dan Barna, cât și susținătorii lui Cioloș din plus, vor încerca să speculeze situația și să impună anumite condiții de forță PNL-ului. Deci se discută în momentul de față despre o posibilă căderea guvernului, schimbarea majorității. Sunt în interiorul USR Plus, în ambele partide, oameni care susțin vocal lucrul ăsta, susțineau înaintea începerii discuției interne din partid, care probabil va fi foarte tensionată. Și acolo se va vedea în ce măsură Dan Barna mai are sau nu sprijin în interior.